Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Adrian și astăzi voi continua realizarea catalogului școlar în aplicația Microsoft Excel. Dacă în tutorialele precedente ne-am ocupat de evidențierea liniilor tabelului, astăzi vom stabili tipul datelor ce vor fi introduse în celulele acestui tabel. De exemplu, pentru a stabili tipul numerelor ce vor fi introduse în zona de note, vom selecta celulele corespunzătoare. Locul în care pot fi introduse note, se va executa un click dreapta pe această selecție, se merge pe meniul Format Cells, apoi pe tabul Number și din opțiunile care apar se alege opțiunea Number. Se observă că acum pot fi introduse numere cu două zecimale, dar notele pe care noi le acordăm elevilor nu pot fi cu două zecimale, ci uh, sunt numere uh, naturale. Pentru acest lucru vom stabili numărul de zecimale la 0, acționând săgeată în jos. Se execută un click pe OK și acum în zona notelor nu mai pot fi introduse numere decimale. De exemplu, dacă vom introduce numărul 8,1, Excel-ul va rotunji la primul întreg, la cel mai apropiat întreg de această valoare, adică la valoarea 8. Dacă în loc de 8,1 am fi scris 8,9, Excelul ar fi rotunjit această valoare la cel mai apropiat întreg care este 9. Dar notele pe care le acordăm nu sunt numere decimale, Deci în aceste celule vor fi introduse doar numere naturale de la 1 și până la 10. Dar nu același tip de date poate fi folosit în celulele rezervare pentru data notei și pentru data absenței. În aceste celule va trebui să stabilim tipul de dată de tip dată calendaristică. Pentru a face acest lucru vom selecta zona de celule în care pot fi introduse date calendaristice, se va executa un click dreapta pe selecție, meniul Format Cells, tabul Number dar de această dată vom alege opțiunea Date. Se observă că în acest moment Excel-ul meu este setat pentru a importa tipurile de date calendaristice care se folosesc în Statele Unite. Noi nu dorim acest lucru. Noi dorim să folosim tipurile de dată calendaristică folosite în România. Pentru acest lucru vom, vom selecta România din această zonă și uh, din tipul de dată calendaristică vom uh, alege data cu zi, lună și an separate prin caracterul slash. Acum vom putea să introducem data în care elevul a luat această notă. De exemplu, 19-03-2021. Se observă că data noastră depășește zona rezervată pentru data notei. Prin urmare, va trebui să stabilim lățimea coloanelor pentru uh, dată și pentru data absenției, data note și data absenției, la o dimensiune mai mare. Pentru a face acest lucru, vom selecta toate coloanele în care sunt introduse date calendaristice. Astfel, vom selecta prima coloană F în cazul de față, vom ține apăsată tasta control pentru o selectare multiplă și vom acționa câte un click pe fiecare coloană în care ar trebui să introducem date calendaristice. Apoi vom executa un click dreapta oriunde pe numele unei coloane selectate. Și din meniul derulant apărut vom alege opțiunea column width, lățimea coloane. Se observă că, în acest moment, lățimea acestor coloane selectate este stabilită la 8,43 de puncte. Noi vom alege pentru aceste coloane 10 puncte. Se observă că, în acest caz, data calendaristică introdusă în această zonă nu mai depășește dimensiunea celulei. Bineînțeles, că și pentru nota de la teză, și pentru media. La respectiva materie, vom stabili ca tip de dată tot acel număr fără zecimale. Acum, pentru a copia toate aceste setări referitoare la tipurile de date pentru fiecare materie în parte, deoarece noi ne-am ocupat doar pentru celulele specifice materiei limbă română, vom șterge atât nota cât și data pe care le-am scris în zona limba română, vom selecta toate celulele în care profesorul poate introduce date, vom copia cu ajutorul combinației de taste control c și vom lipi aceste celule în zona specifică materiei matematică, astfel nu lipindu-se doar setările referitoare la liniile tabelului, sau la îmbinarea de celule, ci și tipurile de date care au fost stabilite uh, acestor celule pe care noi le-am copiat. Vom face același lucru și cu celulele referitoare la nota la teză și media. Apoi vom stabili tipurile de date corespunzătoare celulelor uh, materiilor unde nu se susține teză. Pentru note va fi număr cu fără nicio zecimală și pentru dată și absență, dată calendaristică. Bineînțeles că și pentru medie va fi tot un număr fără zecimale. Acum vom putea copia toate aceste celule corespunzătoare unei materii la care nu se susține și le vom lipi la celelalte materii la care noi nu am stabilit tipurile de date. Astfel, acum, în toate celulele în care un profesor poate introduce date, adică note date sau date calendaristice, sunt setate corespunzător. Bineînțeles că acum voi acționa combinația de taste Ctrl-S pentru salvarea documentului și este momentul să iau la revedere de la voi până data viitoare dorindu-vă numai bine.